În această seară avem pentru temă, pentru studiul nostru ca temă, capitolul 25 din Mărturisirea de Credință, un capitol care tratează o temă importantă și anume tema căsătoriei. Este un capitol relativ scurt, având doar 4 paragrafe, deși este interesant și în aspectul acesta pentru că este unul dintre puținele locuri în care Mărturisirea de Credință la 1689 are diferențe față de mărturisirea de la Westminster, care este premergătoare a acestei mărturisiri și pe care multe dintre capitolele acestei mărturisiri sunt bazate, în sensul că omite două paragrafe din acest capitol, și anume ultimele două paragrafe, paragraful 5 și paragraful 6, care vizează problema divorțului și a recăsătoririi. Probabil că nu exista un consens suficient de mare pe această temă și de aceasta a fost omis. Îl vom omite și noi în această seară, dar vom relua tema de divorț și recăsătorie ca să o tranșăm în termeni biblici. Dar în această seară ne vom focaliza doar pe aceste 4 paragrafe care sunt cuprinse în Mărturisirea de Credință. Le vom parcurge împreună și apoi în altă dată vom trata aceste două paragrafe care sunt omise și tratează problema divorțului și a recăsătoririi. Și în mare parte Mărturisirea de la Westminster este una care o putem afirma chiar în totalitate, pentru că cred că arată poziția biblică și istorică și cred că și noi o putem afirma. Aș vrea ca să încep încercând împreună să definim căsătoria. Dacă cineva v-ar întreba, păi până la urmă, ce e aia căsătorie? Pentru că la mine, la sat, de unde-s eu, Liana și cu Ghița trăiesc împreună de când a făcut Dumnezeu lumea și ei nu interesează de aia căsătorie. Da? Sunt cazuri foarte, foarte multe. Astăzi tinerii care trăiesc împreună și nu se căsătoresc, cred că sunt foarte inedit. Dar de fapt e o chestie veche. Cât e lumea de veche, ca oamenii să trăiască împreună, ca oamenii să conviețuiască și să nu fie căsătorit. Și atunci am pune întrebarea: ce e aia căsătorie? Cum ați răspunde la asemenea întrebare? Cum ați da o definiție scurtă la întrebarea ce este căsătoria? Vă invit să dialogați cu mine măcar în aceste prime momente, dar probabil și pe parcurs. Curaj! În primul rând, sunt două componente. Una e civilă, legată de stat, și una e spirituală, duhovnicească, legată de uniunea cu femeia sau cu bărbatul înaintea Domnului. Așa. Scriptura spune că bărbatul va lăsa pe tată sau pe mama sa, se va iubi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Deci uniunea asta dintre bărbat și femeie înaintea Domnului reprezintă căsătoria. Iar în sferă civilă este recunoscută de stat, ca să poată acorda niște beneficii, niște o protecție familiei. Deci Liana și cu Ghița pleacă de acasă, unul de la mama, unul de la tata, și se culcă împreună, devin un singur trup, îți căsătoriți? Nu. Se culcă împreună repetat. Numai pentru copilașii mici, mă iertați, da? Până la urmă, mai bine educați aici decât la școală. Repetate ori întrețin relații de genul, da? O dată, de 10, de 100, de un an, de 10 ani. Îți căsătoriți? Dacă ei își spun unul altuia, în momentul în care se iau, de astăzi înainte tu ești femeia mea, iar tu bărbatul meu, și până la sfârșitul vieții noi vom fi împreună într-un legământ, da, îți căsătoriți. Doar ei în privat? Da. Dacă Ghiță... Dacă Leana și Costel trăiesc în pădure, în vârf de munte. Așa. Atunci considerăm că nu sunt căsătoriți pentru că locul pământ așez la oraș ca să... Vorbim chiar de, chiar de culmea extremii. Da, da, da. Adică excepția...
întărește regula. De exemplu, dacă Ghiță la un moment dat, după ce face declarația asta de dragoste grandomană, cum fac bărbații, te voi iubi toată viața mea. Apropo fetelor, da? Sunt destul de mari ca să înțeleagă principiile. În momente în care un bărbat are interes, și veți înțelege mai bine care e interesul, face declarații mai mari decât poate acoperi și promisiuni mai mari decât poate garanta. Da? Dacă Ghiță face această promisiune, Ghiță ăsta al meu din... Și după aia, după o perioadă, zice, eu n-am zis, eu n-am promis, eu nu mă țin de cuvânt, cine poate ca să intervină, să impună promisiunea făcută sau să judece între ei în baza promisiunii făcute dacă n-a fost niciun martor. Da? Da, într-adevăr, căsătoria este ceva între două persoane și Dumnezeu, dacă cred într-un Dumnezeu, dar în același timp are și un aspect, cum zicea fratele Cristi, civil, și civil nu înseamnă neapărat starea civilă. Da? Societatea și regula civilă poate să difere. Dacă trăiești undeva într-un trib, cineva, unde nu există primărie, unde nu există, așa zis, stat cu legi, totuși există aspectul civil, aspectul comunitar, da? Și la căsătorie, un element important este un martor, este cineva care ia seamă de jurământul făcut, de legământul făcut între cei doi. Și poate să ateste, s-a luat un jurământ, s-a luat un legământ, s-a făcut o promisiune, cum zicea fratele Sorin, de a trăi împreună până la moarte ca și soț și soție. Și lucru foarte important, pentru că martorul, societatea, civilizația, cum vreți ca să o numiți, are un interes, un interes de la creație, pentru că cumva în ADN-ul nostru înțelegem că instituția aceasta a căsătoriei este esențială, și vom vedea lucrul acesta, pentru binele comunal. Ca atare, pe mine mă interesează care e starea familiilor din Zalău. Mă interesează, chiar și pur și simplu egoist mă interesează, da? Dacă căsătoriile din Zalău se destramă, dacă familiile din Zalău se destramă, efectele, s-au dovedit, vor fi negative pentru întreaga societate. Rata de crimă va crește, furtul și așa mai departe va crește, economia va fi mai instabilă, totul va merge mai prost. Și am arătat lucrul acesta în alte serii de mesaje în care am arătat că familia este pilonul unei societăți sănătoase. Am putea ca să sumarizăm căsătoria în felul acesta. Un legământ, și este nu întâmplător că capitolul despre căsătorie vine după capitolul despre legăminte și jurăminte. Da? Un legământ sau un jurământ exprimat public, prin liber consimțământ, în care un bărbat și o femeie se unesc, da? Devin declarativ și apoi evident și practic, una, se unesc printr-un jurământ înaintea lui Dumnezeu și a lumii, de a trăi împreună ca și soț și soție pentru toată viața. Și această definiție este, evident, și una teologică în sensul că îl implică pe Dumnezeu și putem să dovedim faptul că este una cu temelie biblică, dar în același timp este aplicabilă la toți oamenii. Da? Toți oamenii sunt chemați ca să trăiască în felul acesta și vom arăta imediat că inclusiv cei necreștini sunt chemați ca să trăiască în acest fel. Mărturisirea de credință spune în felul următor, în paragraful 1 din capitolul 25. Căsătoria trebuie să se facă numai între un bărbat și o femeie. Nu este permis nici unui bărbat să aibă simultan mai mult de o soție și nici unei femei să aibă simultan mai mult de un soț. Deci, în primul rând, vedem că se introduce conceptul de căsătorie și am răspuns deja la întrebare, bun, dar ce anume este o căsătorie în termen larg, în termen generic. Apoi vedem că se arată necesitatea căsătoriei, da? Căsătoria trebuie să se facă. Vom vedea că sunt niște parametri, am văzut deja câțiva dintre ei,
Vom vedea că sunt, se va arăta imediat niște beneficii pentru care s-a instituit căsătoria, dar această practică, această instituție trebuie să existe. Da? Ea trebuie să existe. Este esențială pentru existența noastră umană, pentru societățile noastre, pentru viața noastră, ea trebuie să existe. Ca atare, atunci când Ghiță și cu Liana vor să trăiască după rânduiala lor, fără să-și asume înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii acest angajament și să trăiască ca și soț și soție până la sfârșitul vieții, ei se opun nu doar rânduielii societății în care trăiesc, da? Nu-s doar ciudați în cadrul societății, se opun rânduielii lăsate de Dumnezeu. Da? Vom vedea lucrul acesta mai clar. Da? Apoi vedem că căsătoria este ceva exclusiv. Vedem exclusivitatea căsătoriei. Da? În primul rând, așa cum am zis, trebuie să vedem mandatul acesta ca și fiind unul universal și ca unul necesar pentru toată umanitatea, pentru că Dumnezeu, Biblia ne arată de la creație, a intenționat ca omul să trăiască în cadrul acestei relații, în cadrul acestei instituții, dacă vrem să o numim așa, ci doar în cadrul acestei relații, și vom vedea mai în detaliu, să rezulte familii, copii și lucruri de genul acesta. Da? De aceea, peste tot în Scriptură, căsătoria este arătată ca și având un loc special. Evrei 13:4 ne spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Este ceva care trebuie prețuit, mai ales de creștini, mai ales de biserică, da? Dar și în societate, și în lumea laică, este un pilon care susține societatea. De aceea misiunea aceasta pur și simplu sinucigașă de a distruge conceptul de căsătorie și de familie este una care va duce la prăbușirea totală a societății, dacă reușesc. Da? Geneza ne spune că aceasta a fost intenția lui Dumnezeu și modul stabilit de Dumnezeu de la creație. Dacă întoarceți la Geneza 2, vedem că după ce Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur. Și acum ne punem întrebarea. Ce anume putea să-i lipsească la Adam în grădina Edenului, în prezența lui Dumnezeu? Altfel spus, Dumnezeu nu face o judecată de genul, se uită la Adam și zice eu nu-i suficient pentru Adam. Nu asta e ideea. Ideea este că Dumnezeu a avut un alt plan. Dumnezeu a avut un concept de viețuire pentru Adam. Și conceptul de viețuire pentru Adam a fost unul de conviețuire. Unul relațional. De ce? Pentru că Adam era făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis în Geneza să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Da? Interesant. Deja din Geneza avem conceptul unui Dumnezeu relațional care relaționează în sine. Încă misterul Trinității nu este dezvăluit, dar Dumnezeu privește la Adam și spune, l-am făcut după chipul și asemănarea noastră, noi ne aflăm într-o relație perfectă, deosebită, desăvârșită. Noi vorbesc de persoanele Trinității în cel unul singur Dumnezeu, ca să nu fiu cumva acuzat ca și fiind politeist sau treteist. Și Dumnezeu spune, planul meu pentru Adam este să trăiască și el relațional. Și are nevoie de cineva care să fie semenul lui, care să fie la fel ca el într-un fel, dar distinct în alt fel. Și am învățat împreună despre distinctivele rolurilor a unui gen versus altui gen. N-am să petrec prea mult timp aici. Dumnezeu se uită la Adam, spune, nu este bine ca Adam să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Și apoi vedem mai încolo, după ce Dumnezeu face această lucrare și îi dăruiește lui Adam o soție, o femeie, Dumnezeu stabilește tiparul după care toți oamenii trebuie să trăiască. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Asta este tiparul care l-a intenționat Dumnezeu din grădina Edenului. Deci, într-un fel, vedem că căsătoria este ceva universal. Da?
Este ceva care ține de creație ca atare, este necesar pentru toți oamenii. În alt fel, vedem că este ceva exclusiv, da? Este ceva care exclude, în ce sens? Pentru că limitează după tiparul lui Dumnezeu. De aceea mărturisirea spune că căsătoria trebuie să fie numai. Cum își permite mărturisirea să spună ce poate fi considerat căsătorie și ce nu poate fi considerat căsătorie? Pentru că Dumnezeu a limitat. Dumnezeu a lăsat un tipar. Și mărturisirea de asemenea limitează fenomenul căsătoriei, spunând că doar ceea ce Dumnezeu a definit ca și fiind căsătorie, este cu adevărat căsătorie. Da? Ca atare, nu trebuie să fie permis, nu trebuie să fie numit. Asta este miza, apropo, pentru creștini. Când auziți și o să auziți din ce în ce mai multe argumentele acestea, ce sunteți obsedați la ce se spune căsătorie? Dacă nu vreți să vă căsătoriți voi, bărbați între bărbați, e treaba voastră, lăsați-i pe alții să facă ce vrea. Miza este că termenul acesta a reprezentat, de la început, un tipar, o poruncă a lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia vor ca să ia, nu doar cuvântul acesta, da, dar vor ca să abolească tiparul și porunca lui Dumnezeu, spunând, nu doar cei care merg după tiparul lui Dumnezeu sunt căsătoriți, ci toți, oricine ce vrea să facă și poate să spună că este căsătorit. Deja sunt cazuri în care oameni s-au căsătorit cu pisicile lor, oameni s-au căsătorit cu copaci, oameni s-au căsătorit cu ce vreți dumneavoastră. Da? Sunt care au lăsat averea lor după moarte la câine sau la pisică. Da? Ca să înțelegeți până unde ajunge depravarea umană. Căsătoria este ceva definit exclusiv de Dumnezeu. Priviți câteva dintre distinctivele căsătoriei subliniate de mărturisire și este interesant că aceste distinctive sunt și au fost întotdeauna, odată unul, odată altul, în istorie cele mai controversate când vine vorba de instituția căsătoriei. În primul rând, mărturisirea spune faptul că căsătoria trebuie să fie heterosexuală. Spune că căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie. Da? Cât de relevant pentru noi astăzi cu mișcarea LGBT. Asta în 1689. Ei nici nu s-au gândit la așa ceva. Ei pur și simplu s-au uitat în Biblie și au văzut ăsta este tiparul lui Dumnezeu. Este clar, nu poate fi altceva. Nici nu le-au trecut prin cap ce se întâmplă astăzi. Da? De la creație, acesta este modelul. Da? Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui Adam și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat, în sfârșit aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbat. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Domnul Iisus reafirmă această realitate atunci când spune foarte clar în Matei 19, având un argument cu evrei pe tema căsătoriei, drept răspuns a spus Iisus, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și cum să vedem în ce context integrează Domnul Iisus Hristos acest adevăr. De ce este important sublinearea aceasta pentru Domnul Iisus Hristos? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Cei doi care? Bărbat și femeie. Este cât se poate de clar, da? Este imposibil ca să scap de această concluzie. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Da? Este foarte important să înțelegem. Dumnezeu nu va împreuna niciodată ceea ce merge împotriva tiparului poruncii sale. Nu va binecuvânta niciodată. Și noi ca și societate trebuie ca să fim foarte fermi în a spune nu vom atribui acest titlu, această instituție, decât la ceea ce Dumnezeu a spus că trebuie atribuit. Miza este foarte, foarte mare. Apostolii afirmă exact aceeași realitate. S-ar putea da foarte multe citate
o dat doar unul, 1 Corinteni 7:2. Apostolul Pavel spune, însă datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să-și aibă propria soție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Da? Asta este tiparul. Bărbatul și femeia, soțul și soția. Al doilea rând, căsătoria trebuie să fie monogamă, da? Heterosexuală și monogamă. Mărturisirea spune nu este permis niciunui bărbat să aibă simultan, adică în același timp. Distinția aici este pentru, de exemplu, un bărbat care se căsătorește și moare nevastă. Da? El poate să recăsătorească și de-a lungul vieții lui el a avut două neveste. Da? El nu este poligam în acest sens. A avut două neveste, dar în timpuri distincte și într-un mod permis de cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, spune mărturisirea, nici femeia nu are voie să aibă multipli soți. Cred că sublinează lucrul acesta în felul acesta, pentru că de-a lungul istoriei au fost tot felul de curenți care, de exemplu, au zis că Dumnezeu nu doar că a îngăduit, dar a recomandat poligamia bărbaților, dar au interzis-o femeilor. În sensul, un bărbat poate să aibă 4 neveste, dar o soție, o femeie, n-ar putea să aibă 4 bărbați. Da? Și unii dintre ei argumentează cu niște argumente fantastice. Din Noul Testament chiar încearcă să spună că, de fapt, și Domnul Iisus ar fi argumentat pentru lucrul acesta. Și știți acel episod în care Domnul Iisus Hristos este provocat și îi se aduce acel exemplu despre o femeie la care îi tot mor bărbați. Și ei argumentează de acolo și zic, uite, bărbații aveau voie, că la un moment dat se gândesc ei care argumentează, fratele celui care a murit probabil că poate avea deja o nevastă. La un moment dat, dacă ajunge la ultimul, poate ia 5-a nevastă la ăla, da? Deci ei zic, bărbații aveau voie și Domnul Iisus Hristos permite lucrul acesta, dar pentru o femeie ar fi fost o problemă să aibă multipli bărbați. Biblia nu vorbește în termenii aceștia. Vom vedea faptul că este ceva exclus și pentru bărbați și pentru femei să trăiască într-o relație poligamă. Trebuie să mergem cu gândul la poligamia Vechiului Testament să ne punem întrebarea, bun, dar ce facem cu aceasta? Pentru că în Vechiul Testament vedem relații poligame. Nu vreau să petrec foarte mult timp, vreau să fiu cât se poate de telegrafic, de aceea nu voi comenta foarte în detaliu, dar vreau să fac doar o observație. Și anume că în Vechiul Testament Dumnezeu a îngăduit poligamia, n-a poruncit-o nicăieri. Dumnezeu n-a legiferat poligamia în sensul de a da o lege morală care spune așa trebuie să faci, așa trebuie să trăiești. Da? Ci El pur și simplu a îngăduit, la fel ca și divorțul. Și Domnul Iisus Hristos ne arată lucrul acesta, că și divorțul care a fost o abatere de la tiparul perfect, Dumnezeu l-a îngăduit și când a folosesc limbaj care îl înțelegeți cu siguranță, când a văzut cât de răi erau, a legiferat în sensul că a reglementat ca răutatea lor să nu afecteze societatea lor mai rău. Da? Asta a fost ideea și de aceea, de exemplu, Moise a reglementat lucrul acesta și s-a introdus conceptul de a da o carte de divorț. Dacă vrei să divorțezi, trebuia să te duci la autoritatea și civilă și religioasă în același timp că era una singură și spui, uite, vreau să divorțez din cauza asta, se judeca cazul și se dădea un certificat de divorț. Nu puteai pur și simplu ca să zici, gata, îmi dau nevasta afară din casă, m-am scăpat de ea. De la reglementarea aceasta care a fost dată, tot din cauza că ei erau foarte păcătoși, de-a lungul timpului au devenit și mai păcătoși și mai păcătoși, încât pe vremea Domnului Iisus Hristos, te duceai la templu și îți dădeau un certificat de divorț dacă spunea că ți-o ars mâncarea. Așa de înrăiți erau și reglementarea aceasta care trebuia să restrângă păcătoșenia lor, ei o foloseau acum și o răstălmăceau ca să le dea dreptul să divorțeze când vroiau ei. Da? La fel ca divorțul, și poligamia a fost doar îngăduită de Dumnezeu, n-a fost nicăieri poruncită de Dumnezeu, n-a fost nicăieri într-un fel felicitată sau spus că ar fi un lucru de dorit. Din contra, dacă studiați cu atenție și vă recomand, istoria poligamiei în Vechiul Testament, vom vedea că de la început este văzută
într-o lumină foarte negativă și toți cei care sunt arătați ca și fiind poligami nu o duc foarte bine, da? Nu o duc foarte bine. Ori ajung din cauza poligamiei idolatri și închinatori la idol, ori ajung să sufere foarte mult în cadrul familiei lor. Întotdeauna este arătat că, de fapt, fenomenul acesta a poligamiei distruge idealul lui Dumnezeu, care este o familie formată dintr-un bărbat și o femeie. Da? Apoi trebuie să vedem că faptul că suntem chemați să fim într-o relație monogamă, atât și în legământul căsătoriei, adică să nu fim căsătoriți decât cu un soț sau o soție, dar în același timp și din punct de vedere a relațiilor conjugale trebuie ca să fie monogame. Da? Biblia vorbește foarte, foarte clar că doar un partener sexual, doar soțul sau soția trebuie ca să fie ceva total monogam. Biblia condamnă orice relație sexuală în afara căsătoriei. Și lucrul acesta este cât se poate de clar peste tot în Scriptură, de la început până la sfârșit. Da? De aceea în Exod 20:14 avem ca și poruncă morală din partea lui Dumnezeu să nu curviți, să nu comiteți adulter. Da? Este un pilon în codul de etică și de moralitate a lui Dumnezeu dat poporului său și valabil nu doar pentru poporul Israel. Da? Pavel spune explicit că uniunea sexuală este una rezervată pentru căsătorie. În 1 Corinteni 6, în 15 și 16, făcând acest apel creștinilor în mod deosebit, care trăiau și dintre ei în curvie, spune în felul următor. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Așadar, voi lua eu oare un mădular al lui Hristos și îl voi face mădular al unei prostituate, unei curve? Niciodată! Sau nu știți că cel ce se alipește de o prostituată este un singur trup cu ea? Și acum întrebarea este, bun, dar de ce este așa de grav? Am înțeles aspectul spiritual, dar ce mai vrei să spui că este așa de grav că se unește și devine un singur trup cu ea? Și el citează, căci este spus, cei doi vor deveni un singur trup. Unde este spus, cei doi vor deveni un singur trup? În Geneza și de Domnul Iisus. În ce cadru? În cadrul căsătoriei. Este limbaj care denotă legământul de căsătorie. Apostolul Pavel spune, nu știți că această împreunare este rezervată pentru căsătoriei? Mai mult! Nu știți că această împreunare pentru creștini reprezintă ceva despre Hristos? Această uniune într-un legământ al căsătoriei care se culminează printr-o consumare fizică spune ceva despre Hristos? Asta este menirea ei? Dar ne arată foarte clar că în mintea apostolului Pavel era întipărit lucrul acesta. Aceste relații sunt exclusiv pentru căsătorie. Ele n-au ce căuta în afara căsătorie. Am văzut deja alte texte, precum Evrei 13:4, unde ni se spune căsătoria trebuie să fie cinstită și patul să fie păstrat nepângărit, da? Nealterat, nemurdărit în niciun fel. De ce? De ceva în afara căsătoriei. De aia ni se spune căsătoria trebuie să fie cinstită. Pentru că Dumnezeu îi va judeca, spune autorul către Evrei, pe cei desfrânați și pe curvari. Ca tare trebuie să înțelegem că relațiile acestea monogame la care suntem chemați înseamnă monogame și din punct de vedere de legământ al căsătoriei și monogame din punct de vedere de relații fizice, sentimentale, care sunt rezervate doar pentru căsătorie. Da? Doar pentru căsătorie. Mărturisirea continuă în paragraful 2 și ne vorbește despre intenția cu care Dumnezeu a rânduit această instituție. Spunând în felul următor. Căsătoria a fost dată. Deja avem ceva care este important pentru noi. Căsătoria a fost dată de un autor. Am văzut deja că autorul este Dumnezeu. Căsătoria nu este o invenție umană. Nu este ceva care îi aparține în mod ultim de societate, de guvern. Este ceva care ni s-a dat. La fel ca și legea morală a lui Dumnezeu. Ni s-a dat. Să nu fur, de exemplu, este imoral, chiar dacă într-o societate există legi care spune că poți fura. În România există legi care spun că până într-o sumă,
într-o funcție oarecare, poți fura. Nu e furt, e altceva, neglijență în serviciu sau cum o numesc ei. Da? Dumnezeu spune, furtul este furt. Dacă iei ceva care nu ți aparține, care nu este a tău, este furt. Da? Dumnezeu este autorul, de asemenea, a căsătoriei. El a creat această instituție și El a dat-o, El a dat-o omenirii. De ce? Și mărturisirea spune, pentru, și apoi enumeră câteva dintre motivele. Și nu este o listă exhaustivă, dar este o listă care ne ajută să înțelegem puțin din scopul căsătoriei. Pentru ajutorul reciproc al soțului și soției, pentru creșterea numerică a rasei umane prin copiii legitimi și pentru a preveni imoralitatea. Da? Deci avem trei scopuri enumerate pentru care Dumnezeu a dat căsătoria. Primul, Dumnezeu a dat căsătoria ca să existe un ajutor reciproc al soțului și al soției. Ajutor reciproc în ce? Am studiat asta împreună și anume ajutor reciproc în a împlini scopul pentru care am fost creați. Și scopul pentru care am fost creați, în primul rând, este să arătăm gloria lui Dumnezeu trăind după tiparul lăsat de Dumnezeu, trăind după regulile lui Dumnezeu, trăind după caracterul lui Dumnezeu. Și căsătoria are acest scop pentru că una dintre lucrurile care produce o căsătorie este multiplicarea, este înmulțirea. Da? Și dacă noi arătăm prin ființa noastră chipul lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, atunci când trăim după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mulțim și sunt mai multe chipuri și asemănări a lui Dumnezeu, atunci umplem pământul acesta cu gloria și slava lui Dumnezeu. Aspectul acesta, de exemplu, este unul care fără ajutor, o femeie sau un bărbat, nu-l poate împlini. Nu-l poate împlini. Nu poți ca să faci copii decât cu o femeie și cu un bărbat. Evident, sunt cazurile extreme în știința modernă, unde se fac copii în laborator. Da? Dar și acelea, până la urmă, se fac tot din parte femeiască, parte bărbătească, doar că se extrag, se pun în pubretă și se bagă în laborator. Da? Să nu credeți că au intrat doar pe calculator și a scris cineva un program de copii și puf, a ieșit copilul. Nu. Nu asta s-a... Au intervenit și au extras elementele necesare din procesul natural creat de Dumnezeu și se pot face copii în laborator. Dar nu există undeva un laborator care de la zero produce copii. Da? Nu există așa ceva. Stați liniștiți. Bun. Unde vedem lucrul acesta? Că Dumnezeu a instituit căsătoria pentru ajutorul reciproc. Îl vedem în Geneza. În Geneza 2, când Dumnezeu spune nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Da? Un ajutor potrivit. Și am putea, ca să petrecem mult timp, să discutăm despre ce înseamnă un ajutor potrivit. Potrivit înseamnă, cel puțin atât, unul care este ca și el, în sensul că este om ca și el, de aceeași valoare ca și el, creat de Dumnezeu ca și el, dar un compliment pentru el. Un compliment biologic, fiziologic, psihologic, emoțional, tot ce vreți, cu scopul ca împreună să îndeplinească misiunea care l-a dat Dumnezeu decât, mai bine decât ar putea singur. Da? Asta nu înseamnă că cei care sunt singuri nu sunt chemați să trăiască după slava lui Dumnezeu, dar înseamnă că idealul lui Dumnezeu din Geneza a fost ca societatea să se dezvolte în familie și în căsătorie. Da? Doi, pentru creșterea numerică a rasei umane prin copii legitimi. Tot în Geneza vedem că încă de la început asta a fost intenția și porunca lui Dumnezeu. Geneza 1:28, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișnă pe pământ. Da? Asta este porunca lui Dumnezeu. Fiți roditori și înmulțiți-vă. Da? Dumnezeu a vrut ca întreg pământul să fie acoperit cu purtători ai chipului său. Da? 3. Și pentru a preveni imoralitatea. Cum putem ca să vorbim despre felul în care imoralitatea e prevenită prin căsătorie și prin familie, modul imediat la care ne gândim este modul care sublinează Scriptura. Pavel spune în 1 Corinteni 7 în felul următor. Însă datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să aibă propria soție și fiecare femeie să aibă propriul soț.
Mai încolo spune, dar dacă nu se poate stăpâni, vorbind despre unul care simte nevoia, ce să facă? Să căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă, să ardă cu dorință, să ardă din această poftă. Da? Primul fel în care Biblia arată că căsătoria restrânge păcătoșenia este în acest sens. Este un cadru în care, într-un mod legitim, într-un cadru prescris de Dumnezeu, anumite porniri, anumite pofte, care până la urmă, când sunt legitime, când sunt îndrumate după tiparul și cuvântul lui Dumnezeu, sunt bune, sunt lăsate de Dumnezeu, pot fi fructificate. Pot fi fructificate fără să fie păcătoase. Pentru că dacă sunt fructificate în alte cadre, dacă sunt fructificate în afara căsătoriei, sunt păcătoase. Și merg spre detrimentul celor care comite și, până la urmă, spre detrimentul întregii civilizații. Da? Și lucrul acesta este ușor, ușor de înțeles și pentru cei necredincioși. Rețin o discuție care am avut cu un prieten pe această temă despre faptul că relațiile sexuale trebuie să fie restrânse doar la cadrul căsătoriei și răspunsul clasic care se dă din partea celor care nu cred în Dumnezeu este: ce treabă are Dumnezeu cu cine mă culc eu? Ce logică are asta? Ce Dumnezeu măreț e interesat de relațiile mele sexuale? Da? Și am zis, dar nu e așa, pentru că tu presupui că Dumnezeu face asta pentru că e plictisit sau pentru că n-are ce face și nu vezi că Dumnezeu face asta în primul rând pentru binele tău. Zic, dacă ajungi ca să fii părinte, dar gândește. Acum te gândești ca și un tânăr hormonal, dar ajungi să fii tu părinte. Vei fi interesat despre relațiile fiicei tale? Păi da, cum să nu vreau să știu cu cine ieși, cu cine să plimbă? Pe ce fel de om ești tu, da, mic, plictisit, încât să-ți pese despre relațiile fiicei tale? A, nu, înțelegi, firesc că dacă iubești pe cineva, te preocupă relațiile lor. Vrei ca să aibă relații potrivite. Da? De asemenea, chiar și cei necredincioși, când îi întreb lucrurile acestea, realizează. Dacă îi întreb, uite, dacă ai fi părinte, ai vrea ca fiica ta să întrețină nenumărate relații sexuale înainte să se căsătorească cu băieți care nu dau doi bani pe ea și apoi să căsătorească tot cu unul care o vrea doar pentru actul sexual, dar nu o iubește, sau ai vrea să se căsătorească cu un bărbat care de la început o iubește, care se consacrează pentru ea, care o iubește pe ea pentru persoana ei și să trăiască doar cu acea persoană până la sfârșitul vieții, la adâncă bătrâneți? Evident că vor vrea varianta a doua. Orice bărbat, când se gândește în perspectiva fiicei lui, de exemplu, se gândește că asta ar vrea pentru fiica lui. Și atunci întrebarea este, de ce nu poți înțelege că Dumnezeu vrea asta pentru toate fiicele? Pentru toate fetele? Și până la urmă, când e pus la colț, păgânul spune, da, e și logic, e și biblic, dar mie îmi place. Eu am nevoie. Și până la urmă, Biblia spune, dacă ai nevoie, fii bărbat și căsătorește-te, da? Asumă-ți responsabilitățile care vin cu aceasta, da? Evident, dacă am studia per ansamblu Biblia pe acest subiect, am vedea că Biblia prezintă faptul că căsătoria este benefică la nivelul individual, în sensul că previne imoralitatea la nivelul individual, în sensul că te ajută pe tine individual ca să te dezvolți în diferite feluri, ca să te îndeplinești scopul pentru care ai fost creat. De asemenea, la nivel familial, căsătoria creează o instituție nouă numită familia. Și familia este extrem de benefică pentru cei din familie. Chiar și psihologii atei recunosc că un copil este mai stabil și mai bine dezvoltat emoțional, psihic, intelectual atunci când crește într-o casă cu doi părinți. Cu o mamă și cu un tată. Da? Și ei recunosc lucrul acesta. Și studiile atestă lucrul acesta. Deci toți cei implicați în familie au de câștigat și, de asemenea, societatea are de câștigat. Acolo unde sunt căsătorii biblice, acolo unde sunt căsătorii sănătoase, sunt familii sănătoase, familiile sănătoase creează societăți sănătoase. Pentru că este în familie unde se imprimă valorile sănătoase, unde se imprimă o moralitate sănătoasă, unde se restrânge păcatul în așa fel încât nu mai trebuie să intervină societatea.
Foarte mulți criminali ajung să fie criminali pentru că au crescut într-o familie care nu i-a disciplinat. Sau n-au avut o familie care să-i crească, da? Și ajung ca să comită fapte mult mai grave. Paragraful 3 ne vorbește despre faptul că toți oamenii sunt chemați și le este permis să se căsătorească. Spunând în felul următor, tuturor oamenilor le este permis să se căsătorească dacă sunt în măsură să-și dea consimțământul în mod rațional pentru aceasta. Apoi, în același paragraf, se distinge aspectul căsătoriei universale, să o numim așa, și aspectul căsătoriei pentru un creștin. Însă creștinii au datoria să se căsătorească numai în Domnul. De aceea, cei care pretind că sunt credincioși adevărați, nu trebuie să căsătorească cu necredincioși sau cu idolatrii și nici nu trebuie să se prindă la un jug nepotrivit, căsătorindu-se cu cei ce trăiesc vieți stricate sau care susțin erezii. Da? Sau care susțin erezii. Eu mai surprind pe unii având discuții despre ecumenismul acesta care există în lumea noastră evanghelică și mă întreabă, ei, lasă că te văd ce-i faci tu dacă vine fiică ta acasă cu unul de la nu știu unde, da, completat. Și eu le spun, dacă fiica mea este o credincioasă, matură, membră la noi în biserică, educată din Scripturi, în familia noastră și în biserica noastră, și vrea să se lege la un jug nepotrivit, da, ca și păstor, ca și tată, ca și biserică, va trebui să avem atitudinea care o cere Biblia și să-i spunem că așa ceva nu este permis. Și îndurerat și înlăcrimat aș fi primul care aș semnala biserica că este un caz de excludere. Și în momentul acela n-a existat încă o persoană în care să discut din partea vostră care a spus să nu se uite la mine parcă de pe altă planetă. Pentru că în ADN-ul evanghelicului de astăzi este, când vine vorba de copil, de soție și așa mai departe, îl vinzi și pe Domnul. Da? Pentru creștini, lucrurile și în căsătorie stau altfel. Da? Sunt mai restrictive. Dar haideți să revenim la aspectul universal. Tuturor oamenilor le este permis să se căsătorească. Căsătoria este pentru toți oamenii, nu doar pentru creștini. De ce? Pentru că ea este de la creație. Dumnezeu a instituit-o și a dat-o omenirii ca și o instituție. Singura condiție care se pune și care se precizează de mărturisire este ca ei să fie în măsură să-și dea consimțământul. Adică să fie rațional, capabil ca să intre în acest angajament. Pentru că este un legământ. Trebuie să fie în stare să facă această promisiune. Da? Aceasta este singura condiție în afara faptului că trebuie să fie heterosexuală, că trebuie să fie monogamă și că trebuie ca să fie pe viață, ca să fie considerată căsătorie. De exemplu, gândiți-vă, dacă mâine se instituie parteneriatele civile spre care se lucrează, sau dacă conceptul de parteneriat la un moment dat li se va trebui termen de căsătorie, conceptul de parteneriat are cu el inclusiv, spre asta se lucrează în America, deja sunt și proiecte de lege, nu știu dacă încă au ajuns și în Europa, să fie pe termen determinat. De exemplu, când faci un contract de închiriere sau de angajare, ai pe termen nedeterminat și ai pe termen determinat. Și zic ei, măi, oricum, marea majoritate de căsătorii se sfârșesc în divorț, n-are rost ca să tot ne mințim și să spunem că e pe viață. Hai să ne judecăm, să ne cântărim și când mergem la starea civilă să zicem, noi credem că 10 ani. 10 ani promit să te iubesc, să te prețuiesc, să te îngrijesc, după 10 ani vedem. Ca și abonamentul de la Orange. Văd, când îmi expiră, mă duc, renegociez, dacă îmi convine, mai semnez 2 ani. Dacă nu îmi convine, nicio supărare. Asta este direcția în care se merge, da? Dacă oricum se sfârșește în divorț, hai să punem pe termen limitat. În momentul acela, aia nu mai este căsătorie. Pentru că căsătoria a fost proiectată de Dumnezeu să fie un angajament pe viață, da? De asemenea, orice angajament legal care se va face, fie el pe viață, care nu este heterosexual, nu poate fi căsătorie. Sau care nu este monogam. Sunt așa spuse căsătoriile deschise. Da? Un bărbat și o femeie se căsătoresc și spun, dar mai vrem și o a treia persoană, de când în când. Da? Sau a treia persoană să fie doar pentru 5 ani, după aia mai vedem, provizor. Nu este căsătorie. Da?
Totuși, păgânii, necredincioșii, pot și trebuie să se căsătorească cât timp respectă tiparul lui Dumnezeu și cât timp o fac din liber consimțământ. Adică pot să intre în mod liber și să raționeze ceea ce declară, ceea ce se angajează. Baptiștii cred cu așa de mare putere în libertatea conștiinței, încât inclusiv în acest aspect ținem să subliniem. Dar nu credem în căsătoriile aranjate, nu credem în căsătoriile minorilor, nu credem în nimic de genul, pentru că credem că este un angajament care cineva cu rațiunea limpede și neîmpins sau făcând presiunea asupra cuiva, de nimeni intră în acest aranjament. Da? Vedem lucrul acesta, de exemplu, tot în 1 Corinteni 7, ca și concept, Apostolul Pavel, când raționează, are acest concept. Versetul 36. Însă, dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logodnica lui și dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească. Deci vedeți deja cum pune problema. El simte. Da? El are convingerea asta. El are simțământul acesta. Atunci să facă după cum vrea. Da? Căsătoria, până la urmă, ține de ceea ce vrei. Cât timp respecti tiparul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, despre faptul că trebuie ca să fie o femeie și un bărbat, că trebuie ca să fie monogam, că trebuie să fie pe viață, și o să vedem imediat pentru creștini, că trebuie să fie în Domnul, căsătorește cu cine vrei. Da? Tu trebuie să vrei. Dacă te-ai căsătorit cu cine a spus mama, ai încălcat și conștiința ta și porunca lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu a zis că căsătorești cu cine vrei cât timp asculți de porunca lui. Și cine face aceasta, spune Apostolul Pavel, nu păcătuiește. Da? Nu păcătuiește căsătorindu-se. Însă, oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, ci își ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească, da? Deci el are decizia să se căsătorească, să nu se căsătorească. În cazul acesta, constrângerea este una lăuntrică. Voi putea ca să trăiesc de unul singur fără să cad în păcat? Sau nu? Dacă crezi că da, rămâi așa. Dacă crezi că nu, căsătorește-te. Da? În inima lui să nu se căsătorească cu logodnica sa și acesta face bine. Deci cel care se căsătorește cu logodnica sa face bine, iar cel ce nu se căsătorește face și mai bine. Un subiect pentru o altă seară. Da? Apoi mărturisirea spune că căsătoria creștină, deși este aceeași căsătorie instituită de la creație, are totuși cerințe mai stricte. Pentru că noi suntem într-o relație specială cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a revelat mai mult față de noi. Da? Însă creștinii, spune mărturisirea, au datoria să se căsătorească numai în Domnul. Da? Căsătoria creștină, într-un fel, este specială. Este specială. Este specială pentru că ea trebuie în mod mai desăvârșit să arate modelul de la creație. Ceea ce Dumnezeu a intenționat de la creație, noi trebuie ca să arătăm mai desăvârșit decât cei necredincioși. Și este specială, ne spune Scriptura, pentru că noi în mod deosebit arătăm ceva despre relația între Hristos și mireasa sa. Da? Între Hristos și cei care îi răscumpără să facă parte din mireasa sa. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege? Sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Ăsta este principiul, da? Există juguri potrivite și juguri nepotrivite. Apropo, principiul acesta se aplică și am putea ca să studiem lucrul acesta nu doar la căsătorie. În mod special se aplică la căsătorie, dar nu doar la căsătorie. Există pentru creștini juguri potrivite, angajamente potrivite și juguri nepotrivite, da? Acest principiu îl vedem foarte clar aplicat, de exemplu, de Apostolul Pavel 1 Corinteni 7, versetul 39, unde subliniază lucrul acesta spunând în felul următor. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă ca să se mărite cu cine vrea, dar numai în Domnul. Dar numai în Domnul, da? Deci vedeți cele două aspecte. Libertatea conștiinței și în același timp nu poți ca să te bagi la un jug nepotrivit. Nu poți ca să fii... Faptul că tu ești liber în conștiința ta să te căsătorești cu cine vrei, nu înseamnă că libertatea conștiinței tale îți permite să încalci cuvântul lui Dumnezeu, da?
chiar dacă ai vrea să te căsătorești cu X sau cu Y și acela nu este credincios, din start ar trebui să fie non-discutabil. Și este non-discutabil. Este non-discutabil și pentru biserică. Biserica n-ar putea primi, de exemplu, în membralitate o femeie care, cunoscând, în cunoștință de cauză, s-ar căsători cu un necredincios și care pretinde că este creștină. N-ar putea. Biserica n-ar putea să primească, pentru că această persoană, în mod deliberat, încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Da? În mod deliberat încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisirea spune în continuare, de aceea cei ce pretind că sunt credincioși adevărați, nu trebuie să căsătorească cu necredincioși sau cu idolatrii. Da? Deci nu au ce căuta în asemenea relații. În ultimul paragraf, mărturisirea tratează o temă care, într-un fel, este importantă, dar, într-un fel, poate nu are foarte multă relevanță, pentru că este destul de strict reglementată, inclusiv de legea civilă, și de aceea nu prea sunt cauze, cel puțin nu în zonele mai civilizate. Căsătoria nu este permisă între persoane care au relații de rudenie de sânge, lucru care este interzis în cuvântul lui Dumnezeu. Întrucât astfel de căsătorii incestoase nu pot fi permise vreodată, nici măcar prin vreo lege omenească, ori prin consimțământul părților de a trăi astfel împreună ca și soț și soție. Vreau ca să subliniem două aspecte. Foarte pe scurt sublinăm primul aspect, și anume mărturisirea face referință, de exemplu, la Levitic 18. Sunt și alte locuri, dar este un loc foarte clar, unde Dumnezeu poruncește foarte clar prin Moise poporului său ca să nu existe vreo relație de genul acesta între rude. Da? 18:6. Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea. Este un eufemism pentru relații intime. Da? Deși vedem în Scriptură că chiar și simpla descoperire, vederea goliciunii între, de exemplu, un fică și un tată este ceva de nedorit, pentru că poate duce la mai mult, mai ales sub influența altor substanțe. Da? Și după aia urmează o listă lungă încât Dumnezeu vrea să se asigure că au înțeles și spune nu fică tată, nu mătușe, nu nimic. Deci fiecare grad posibil să se înțeleagă. Ați înțeles? Nu. Da? Fiecare bărbat cu soția lui, fiecare soție cu bărbatul lui, fiecare dintr-un alt neam, dintr-o altă linie. Noi astăzi știm că aspectul acesta și genetic, biologic, este foarte, foarte sănătos. Foarte multe malformații genetice se întâmpină atunci când nu se respectă principiul acesta. Ca să înțelegeți cât de important este pentru Dumnezeu acest principiu, trebuie să vă uitați în tot contextul și veți vedea alte lucruri care Dumnezeu le pune în aceeași categorie. De exemplu, homosexualitatea este pusă în aceeași categorie. Da? Relațiile cu animalele sunt puse în aceeași categorie. Da? Dumnezeu ia lucrul acesta foarte în serios. Și moralitatea vestică, bazată pe principiile iudeo-creștine, a luat lucrul acesta foarte, foarte în serios. Dar observați principiul care stă la baza acestei afirmații. Principiul este acesta. Omul nu poate legifera ce Dumnezeu a interzis. Altfel spus, dacă Dumnezeu a zis nu este voie între rude, nu contează că acum în Norvegia ar fi voie. Dacă Dumnezeu a spus că este împotriva moralității lui între om și animal, nu contează că în Canada este legal. Da? Dacă Dumnezeu a spus că bărbat cu bărbat este o urăciune înaintea lui, nu contează cine ce legiferează. Da? Deci omul nu poate legifera ce Dumnezeu a interzis. Păi evident că legiferează, da? Dar Dumnezeu va judeca lucrul acesta. Și vis-a-vis de căsătorie, orice ar legifera omul în societatea noastră, pentru Dumnezeu și pentru creștin, căsătoria rămâne una singură. Căsătoria heterosexuală, monogamă, pe viață, da? Înaintea lui Dumnezeu și înaintea societății. Aia este singura și unica căsătorie instituită de Dumnezeu și până la revenirea lui, oricine ce ar spune.